look back at Revelation chapter 10. Ne vom uita din nou în Apocalipsa 10. We already ate the little book last night. Deja am mâncat cărticica seara trecută. Since you ate most of the little book last night, I won't keep you long tonight. Și din moment ce am mâncat majoritatea cărticii acestei cărți aseară, nu vă voi ține mult în seara aceasta. So, hopefully around 9:30, 9:40. Așa că sperăm că în jurul orei 9:30, 9:40 ne vom opri. Sperăm. I'm going to stop and let you get some rest and we'll pick up again tomorrow morning. Mă voi opri și vă voi lăsa să vă odihniți și vom continua mâine dimineață. Let us have a word of prayer. Să ne rugăm. Father in heaven. Tată din ceruri. You said it's not by might. Ai spus că nu prin putere. Nor is by power. Și nici prin tărie. But it's by your spirit. Ci prin Duhul tău. We ask that the Holy Spirit will abide with us and in us. Cerem ca Duhul tău să locuiască cu noi și în noi. And that you give us understanding of the scripture. Și să ne dai o înțelegere a Scripturii. Please open our minds and our eyes. Te rugăm, deschide-ne mințile și ochii noștri. In Jesus' name we pray. În numele lui Isus te-am rugat. Amen. Amin. Now in our last study this morning. În ultimul nostru studiu de dimineață. We found out that there will be a nucleus of people that would be out of 50,000, 50 people. Am descoperit că este un nucleu de oameni care din 50.000 de oameni au rămas 50. Would go back and find out the reason of the great disappointment. Care se vor întoarce și vor descoperi motivul pentru marea dezamăgire. And we found out some characteristics of these people. Și de asemenea am descoperit și unele caracteristici ale acestui popor. One, we found out that they would seek for truth. În primul rând am descoperit că ei vor căuta adevărul. Wisdom. Înțelepciunea. And understanding. Și priceperea. And we found out these characteristics take us into a group of people that would actually have fear God. Și am aflat că aceste caracteristici ne conduc la un grup de oameni care se tem de Dumnezeu. Because the fear of the Lord is beginning of wisdom. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. And knowledge of the holy is understanding. Și înțelepciunea este începutul înțelepciunii. So we found out that these people actually are the nucleus or the beginnings for the advent for those who will carry the three angels' message. Și am descoperit că acești oameni sunt nucleul sau începutul celor care au pus bazele mișcării adventiste. But now after the great disappointment was found out. Dar după ce această mare dezamăgire a fost descoperită. I want to read to you to let you know again that the spirit of prophecy verifies that the disappointment was based on man's error and not God's. Și vreau să vă citesc din nou și să vă arăt că această mare dezamăgire s-a bazat pe o eroare umană și nu pe eroarea lui Dumnezeu. Turn me back to Revelation chapter 10. Întoarceți din nou cu mine la Apocalipsa capitolul 10. We're looking here at verse Revelation 10. Apocalipsa 10. And we're looking here at verse 10. Și privim la versetul 10. And I took the little book. Am luat cărticica out of the angel's hand. Din mâna îngerului. And ate it up. Și am mâncat-o. And it was in my mouth sweet as honey. În gura mea a fost dulce ca mierea. But as soon as I had eaten it, dar după ce am mâncat-o, my belly was bitter. Mi s-a umplut pântecele de amărăciune. The book we found out was the book of Daniel, is that am right? Am descoperit că această cărticică era cartea Daniel. And what part of Daniel? Și care parte din Daniel? Daniel what? Daniel cât? Daniel 8, 14. Daniel 8 cu 14. And verse what? Și versetul 26. Because that was the 26 shows it was a book that would the vision concerning the evenings and the mornings. Pentru că acest verset 26 ne-a făcea distinția între seri și dimineți. Would be closed. Și va fi închisă. Această carte va fi închisă, va fi sigilată. All right. So we found out that and then we found out that am descoperit acest lucru. What was the great disappointment itself? Și după aceea am mai descoperit care era marea dezamăgire. In fact, before we go there, what was sweetest honey? Înainte să mergem acolo, ce era dulce ca mierea? What was sweetest honey? Ce era dulce ca mierea? The word of God is sweetest honey. Cuvântul lui Dumnezeu este dulce ca mierea. De unde știm? What Bible text you got? Ce verset biblic aveți pentru asta? Psalms 119:103. Psalm 119:103. Psalms 119:103. Deschideți la Psalm 119:103. Just reviewing with you briefly for a moment. Doar revizuim pe scurt pentru un moment. The Bible says Psalms 119:103. Biblia ne spune în Psalm 100. How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to my mouth.
119 cu 103, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. God's word was sweet as honey to their mouth. Cuvântul lui Dumnezeu era dulce ca mierea în gura lor. Now, why did the Bible say the mouth? Dar de ce spune Biblia că în gura lor? What comes out the mouth? Ce iese din gură? Words. Cuvintele. But in Matthew 12:34. Dar în Matei 12 cu 34. Jesus says, out of the abundance of the heart. Iisus spune din prisosul inimii. The mouth speaks. Vorbește gura. So what was sweet in their mouth? Deci ce era în dulce în gura lor? Was also sweet in their hearts. Era dulce și în inima in lor minds. Și în mintea lor. So they look forward with joy to the second coming of Christ. Așa că ei așteptau cu bucurie cea de-a doua venire a lui Hristos. But in 1844. Dar în 1844. Jesus didn't come. Iisus nu a venit. Now, was their chronology correct? A fost acest calcul corect? The chronology was correct. Cronologia a fost corectă. What was wrong? Dar ce era greșit? The event. Evenimentul. Now, in the book Early Writings, page 250 to 251. În cartea Experiențe și Viziuni, pagina 250 la 251. Ellen White writes, I was shown. Ellen White ne scrie, mi s-a arătat. The grievous disappointment of the people of God. Marea dezamăgire a poporului lui Dumnezeu. That they did not see Jesus as they expected, at the expected time. Ei nu l-au văzut pe Iisus în timpul așteptat. They knew not why their Savior did not come. Ei nu au știut de ce Salvatorul lor nu a venit. For they could see no evidence that the prophetic time had ended. Pentru că ei nu puteau vedea nicio dovadă că timpul profetic s-a încheiat. Said the angel. A spus îngerul. Has God's word failed? Îngerul a spus, au eșuat cuvintele lui Dumnezeu? Has God failed to fulfill his promises? A eșuat Dumnezeu în împlinirea promisiunii lui? No. Nu. He has fulfilled all that he promised. El a îndeplinit tot ce a promis. Jesus has risen up and shut the door of the holy place in the heavenly sanctuary. Iisus s-a ridicat și a închis ușa sfântului locaș din sanctuarul ceresc. And opened the door. Și a deschis ușa. Into the most holy place. Sfintei sfintelor. And entered in to cleanse the sanctuary. Și a intrat pentru a curăți sanctuarul. All who wait patiently shall understand the mystery. Toți cei care așteaptă cu răbdare vor înțelege acest mister. The angel goes on and says. Îngerul continuă și spune. Man has erred. Omul a. Man has erred. Man is wrong. Omul a greșit. But there has been no failure. Dar nu a fost nicio greșeală, niciun eșec. On the part of God. Din partea lui Dumnezeu. All was accomplished that God promised. Tot ce Dumnezeu a promis s-a împlinit. But man has erroneously believed. Dar omul a crezut în mod eronat. The earth to be the sanctuary. A considerat pământul ca fiind sanctuarul to be cleansed at the end of the prophetic period, care trebuia curățat la sfârșitul perioadei profetice. It is man's expectation. Așteptările omenești that has failed. Au eșuat. And not God's promise. Și nu promisiunea lui Dumnezeu. Now, so she tells us again that the disappointment was over the fact they misinterpreted the event. Deci ne spune din nou că dezamăgirea era asupra faptului că ei au interpretat greșit evenimentul. And what was the evidence that they could get the answer to that to the disappointment? What Bible text gives us the answer to the disappointment? Ce verset biblic ne dă răspunsul la această mare dezamăgire? Revelation what? Apocalipsa 1. Revelation 11:1, remember? Apocalipsa 11:1. What did the angel tell John to do after his belly was bitter? Ce i-a spus îngerul lui Ioan să facă după ce pântecele lui a fost amar? And there was given me a reed like unto a rod. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini. And the angel, meaning Jesus, stood saying. Și îngerul mi-a zis, adică Iisus. Rise and measure the temple of God. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. What did measure mean? Ce înseamnă a măsura? To examine the temple of God. A examina sau a studia templul lui Dumnezeu. Study the sanctuary and its service. Sau a studia sanctuarul și serviciul din sanctuar. Okay, now after they studied the sanctuary and its service. După ce au studiat sanctuarul și serviciul and din find sanctuar. Out what the great disappointment was. Și au descoperit care era marea dezamăgire. What were they to do now?
Ce trebuiau să facă acum? What did the angel do first of all? What did Jesus do after they would find the disappointment? What would he declare unto them? În primul rând, ce a făcut Isus după această mare dezamăgire? Ce a declarat îngerul? Revelation chapter 10 verses 5 and 6. Apocalipsa 10 versetul 5 și 6. Revelation 10, 5 and 6. Apocalipsa 10 cu 5 și 6. The Bible says. Biblia ne spune. The Bible says, it says, and the angel which I saw stand up, stand upon the sea and upon the earth, lifted up his hand to heaven. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer. Remember, this is Jesus lifting his hand to heaven. Și amintiți-vă că Isus este cel care își ridică mâna către cer. Forever and ever. Și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor. Who created heaven and the things that therein are. Care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, that time should be no longer. Că nu va mai fi nicio zăbavă. What time are we talking about here? Despre ce timp vorbim aici? You already have it in your notes. We talked about it earlier today. Deja aveți notițe, am mai What vorbit și mai no devreme. Ce is timp nu mai este? Time? Este timpul de probă, de har? It's prophetic time. Este timpul profetic. No more prophetic time prophecies to be given after 1844. Nu va mai fi dat niciun timp profetic după anul 1844. Okay, so now after the angel makes that proclamation, după ce îngerul face această declarație, we now understand that the longest time prophecy ends in 1844. Acum înțelegem că cea mai lungă perioadă de timp profetică se încheie în anul 1844. Okay, and after that, no more time prophecies. După aceea nu mai este niciun timp profetic. Now that there's no more time prophecies. Nu doar că nu mai este timp profetic. What did the angel tell them they must do? Dar ce le-a mai spus îngerul că trebuie să facă? Look at Revelation chapter 10, verse 11. Apocalipsa 10 cu versetul 11. Apocalipsa 10 cu 11 says, and he said unto me, ne spune, apoi mi-au thou zis, must prophesy again, trebuie să prorocești din nou, before many people, cu privire la multe and noroade, nations, neamuri, and tongues, limbi and kings. Și împărați. Now, what are they going to prophesy? Despre ce vor proroci? What has happened in 1844? Ce se întâmplă în 1844? The sanctuary also pointed to the hour of God's what? Curățarea sanctuarului de asemenea arăta către ziua, ora judecății. But now, dar while acum, they're prophesying, în timp ce ei prorocesc, now that they got the right understanding, acum că au o înțelegere corectă, Revelation chapter 10, Apocalipsa capitolul 10, opens up also talking about the mystery of God. Ne spune și despre taina lui Dumnezeu. Look at verse 7 with me. Priviți la versetul 7 cu mine. Now they're going to prophesy. Ei vor proroci. And they're going to prophesy to many nations, kindreds, tongues, and people. Vor proroci multor noroade, neamuri, limbi și împărați. And while they're prophesying, the seventh trump is sounding. Și în timp ce ei prorocesc, cea de-a șaptea trâmbiță sună. Showing that we are now living since 1844. Arătând că noi acum trăim din anul 1844. We have been living in the sounding of the seventh trumpet. Trăim în sunetul celei de-a șaptea trâmbițe. Meaning that when the seventh trumpet shall finish sounding. Însemnând că atunci când cea de-a șaptea trompetă va înceta the să sune, next event is the coming of Jesus Christ. Următorul eveniment care va avea loc este venirea lui Iisus Hristos. We are closer to the end than many of us imagine. Suntem aproape de sfârșitul pe care mulți dintre noi și-l imaginează. And let me show you what event in the seventh trumpet shows that Jesus will come when the seventh trumpet finishes sounding. Și dați-mi voie să vă arăt care eveniment din sunetul celei de-a șaptea trompete ne va arăta că Iisus vine când cea de-a șaptea trompetă nu va mai suna. Sunteți pregătiți? No, you can't sleep. We got 20 minutes. You ready? Știu că nu puteți dormi, mai avem 20 de minute. Right. Sunteți gata? I'm glad you're ready. Mă bucur că sunteți gata. I'm glad you're ready. You ready? Sunteți gata? I know what the Bible said, but in the days of the voice, look at verse 7 with me. We're looking at Revelation 10:7 together. Acum privim la Apocalipsa 10 cu versetul 7. But in the days of the voice of the seventh angel. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, amintiți-vă, angel, cel de-al șaptelea înger, seventh angel equals seventh trumpet. Cel de-al șaptelea înger este egal cu cea de-a șaptea trâmbiță. That is the last trumpet. Aceasta este cea ultima And trâmbiță. When did this trumpet start? Și când începe această trâmbiță? 1844.
În 1844. What's happening in 1844? Ce se întâmplă în 1844? Sanctuary. Come on. Sanctuarul, haideți. Sanctuary, what, everybody? Sanctuarul. Cleansed. Va fi curățit. And we call that Day of what? Și noi numim aceasta ziua. Day of Atonement. Ziua ispășirii. Or. Sau. Judgment. Sau ziua judecății. Are you with me now? Sunteți cu mine acum? So, deci, we're in the Day of Atonement. Suntem în ziua ispășirii. When the sanctuary is to be cleansed. Când sanctuarul trebuie să fie curățat. And in this cleansing of the sanctuary. Și în această curățare a sanctuarului. The seventh trumpet is sounded. Cea de-a șaptea trâmbiță sună. Now, what is so important about the seventh trumpet when it sounds? Ce este atât de important cu privire la cea de-a șaptea trâmbiță când sună? Ce spune Biblia? In verse 7. În versetul 7. And when he shall begin the sound. Când va începe să sune. When did the seventh trumpet begin sounding? Când începe cea de-a șaptea trompetă să sune? 1844. 1844. Why? De ce? What happens in 1844? Ce s-a întâmplat în 1844? Sanctuary cleansed, but also day of sanctuarul curățit, dar de asemenea atonement. Și ziua ispășirii. Atonement means at. Ispășire înseamnă one meant. Împreună simțire, una. Meaning that all things on earth. Toate lucrurile de pe pământ must be gathered in one. Trebuie să fie adunate în una, într-un singur loc. Because this is part of the mystery of God. Pentru că aceasta este parte din taina lui Dumnezeu. Now wait a minute. No, I know you look at me funny. Look, remember. Atonement. Ispășire. Atonement means at. Ispășire înseamnă una. Meaning that you'll be this is the time for you to be brought gathered and brought to be one with God. Asta înseamnă că acesta este timpul în care voi trebuie să fiți adunați și să fiți una cu Dumnezeu. One. Let me put it like you get it. One in mind. Una în gândire. One in character. Una în caracter. One in purpose. Una în scop. Reflecting his image. Reflectând imaginea sa. This is the time. Acesta este this timpul. Is not the time to become worldly. Acesta nu este timpul să devii lumesc. This is not the time to go out thinking that you're going to have a big career and that your life is going to be great. Acesta nu este timpul în care să crezi că vei avea o mare carieră și că vei avea un timp minunat. This is the time when you must search the scriptures and make sure your character is in harmony with the will of God. Acesta este timpul în care să cercetezi scripturile și să vezi că caracterul tău este în armonie cu voința lui Dumnezeu. This is the last trumpet. You understand this? Aceasta este ultima trâmbiță, înțelegeți? The only other trumpet coming after this is the trumpet that awakens the dead. Singura trompetă care urmează după cea de-a șaptea trâmbiță este trompeta care îi trezește pe cei morți. This is the last trumpet. Aceasta este ultima trâmbiță. This is the last message. Ultimul mesaj to the church and to the world. Către biserică și către lume. Next event. Și următorul eveniment. Ready or not. Fie că sunteți gata sau nu. Jesus will come. Iisus va veni. Watch. Let's go a little closer. Să privim mai în detaliu. Let's go a little closer. Să mergem mai departe. It says that it says when the seventh angel shall begin to sound the what? When he shall begin to sound the mystery of God. Când îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Mystery of God. Taina lui Dumnezeu. Right, ready? Sunteți gata? What is the purpose of the mystery of God? Care este scopul tainei lui Dumnezeu? Question. Întrebare. What? Care is este the purpose? Scopul of the mystery tainei of God. Lui Dumnezeu. What's the purpose? Care este scopul? I'm going to tell you what the mystery of God is in a little bit, but I want to know the purpose first. O să vă spun în câteva secunde ce este taina lui Dumnezeu, dar vrem să aflăm care este scopul mai întâi. Efeseni capitolul 1. Right? Ephesians chapter 1. Efeseni 1. In Ephesians chapter 1. În Efeseni capitolul 1. First of all, the book of Ephesians, if you want to know the theme for the chapter 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
În primul rând, dacă doriți să știți tema cărții Efeseni, capitolul 1, 2, 3, 4, 5 și 6. The theme of Ephesians chapters 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is the mystery of God and unity. Tema capitolelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 din Efeseni este taina lui Dumnezeu și unitatea. The mystery of God and unity. Taina lui Dumnezeu și unitatea. Each chapter talks about unity. Fiecare capitol ne vorbește despre unitate. But the first chapter introduces you to the mystery of God. Dar primul capitol ne introduce în taina lui Dumnezeu. You don't believe me? Nu mă credeți? Look at Ephesians chapter 1. Efeseni capitolul 1. And let's look at verse 9. Și să ne uităm la versetul 9. The Bible says, wherein he says, having made known unto us the mystery of his, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, according to his good pleasure, which he has purposed in himself. După planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Now remember something. Amintiți-vă ceva. We talk about mystery of his what? Vorbim despre taina cui? Mystery. Taina. Of his. Voii lui. Now you ought to have a good hint here. First of all. Trebuie să vă pricepeți bine aici. În primul rând. What is God's will? Care este voia lui Dumnezeu? Okay, sanctification, but before Sfințirea, that. Da, dar înainte de asta. What is the will? Care este voia lui Dumnezeu? Turn to Psalms 40 verse 8. Psalm 40 cu versetul 8. What does Psalms 40 verse 8 say? Ce ne spune Psalm 40 cu 8? Psalms 40 verse 8. Psalm 40 cu 8. David said what? Ce ne spune David? I delight. Vreau să fac voia ta. To do thy will, O God. Dumnezeule. Listen now. Ascultați acum. Yea. Thy law is within my heart. Și legea ta este în fundul inimii mele. The will of God is to keep his law. Voia lui Dumnezeu este să păzim legea sa. And as we walk in obedience to his law, și în timp ce umblăm în ascultare de legea și poruncile sale, that if we follow that will, it will lead us into sanctification. Dar că urmăm voința sa, ea ne va duce la sfințire. Because true sanctification is obedience to God's word and his law. Pentru că adevărata sfințire este ascultare de legile lui Dumnezeu și de poruncile sale. So, the law, deci legea, is connected to the mystery of his will. Este în legătură cu taina voii sale. But what are the two major characteristics of God's name? Dar care sunt cele două caracteristici principale ale numelui lui Dumnezeu? What are two major characteristics of the, in God's name? Care sunt două caracteristici principale în numele lui Dumnezeu? What are two major things about God's name? Care sunt cele două lucruri majore despre numele lui Dumnezeu? Am vorbit despre asta Remember deja. In Exodus, vă amintiți în Exod? Name. Nume. We find out takes in character. Am descoperit că reprezintă caracterul. And what? Și ce? And law. Și legea. So the mystery of God's will. Deci taina voiei lui Dumnezeu. Has to take in. Trebuie să cuprindă. Character. Caracterul. And law. Și legea. You got to remember that. Trebuie să vă amintiți acest lucru. And this mystery is connected with redemption. Și această taină are de a face cu răscumpărarea. The purpose of redemption. Scopul răscumpărării, al salvării, era de a-l restaura pe om înapoi în imaginea, după imaginea și chipul lui Dumnezeu. Acesta este caracterul. Și în timp ce omul avea imaginea chipul lui Dumnezeu, în el locuia Duhul Sfânt, el era în ascultare față de lege. Thus, he would be brought into. Astfel, el era adus în uniune, în unitate with God, cu Dumnezeu, like he had before he fell. Cum era înainte de cădere. Everybody with me? Toți sunteți cu mine? Do you get the point? Ați înțeles ideea? Now, look at Ephesians with me. Uitați-vă cu mine and la Efeseni. And let's see if that's really the issue of the mystery, that man and that heaven and earth becomes one. Și să vedem dacă de aici este misterul, taina că omul a devenit una cu Dumnezeu. The Bible said, having made known unto us the mystery of his will. Verse 9. În versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale. According to his good pleasure, which he has purposed
in himself. După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. That in the fullness of the times, ca să le aducă la îndeplinire, he might gather together in one. La împlinirea vremilor spre a uni iarăși într-unul. Să facă ce? Gather together in one. Spre a uni iarăși într-unul. All things. În Hristos toate lucrurile. In Christ. Toate lucrurile. Both which are in heaven. Cele din ceruri. And which are, it says, on earth. Și cele de pe pământ. Even in him. În el. Wait a minute. Okay. How is, what's the mystery? Care este taina? Let's see, what is the real mystery here? Care este adevărata taină aici? When you think of earth, what do you think about? Când vă gândiți la pământ, la ce vă gândiți? When you look at earth, what do you see? Când vă uitați la pământ, ce vedeți? Sin. Păcat. Death. Moarte. War. Violence. Război, violență. Nelegiuiri. When you think about heaven, what do you think about? Când vă gândiți la cer, la ce vă gândiți? Peace. What else? Pace. Ce altceva? Love. What else? Dragoste. Ce altceva? Righteousness. What else? Neprihănire. Harmony. Yeah, what armonie. Else? Ce altceva? So wait a minute. Așteptați o clipă. The mystery is, how is it? Taina este. That God. Cum Dumnezeu. Can bring heaven. Poate aduce cerul. Holy angels. Îngerii săi cei sfinți. Angels that have never fallen. Îngeri care niciodată nu au căzut. Who are in complete harmony with God. Care sunt în perfectă armonie, înțelegere cu Dumnezeu, în gândire. In feelings. În sentimente, în simțire. Loving to reflect his image. Dorind să le reflecte chipul său. Puri, holy, sfinți, bright, beautiful angels, îngeri minunați și luminoși, and worlds that have never fallen. Într-o și lumi care niciodată nu au căzut. How can God, cum poate Dumnezeu, unite pure, holy beings, să unească ființele pure și luminoase, fallen, sfinte, cu o lume căzută, sinful, și păcătoasă, race, cu o rasă căzută și păcătoasă, or planet, sau planetă Earth. Numită pământ. Would you take your pure holy planet and unite it with this one? V-ați lua voi planeta voastră pură și sfântă să o uniți cu aceasta? No. Nu. You say no way. Spuneți în niciun caz. I don't want death and anarchy coming up to my planet, right? Nu vreau ca moartea și anarhia să vină pe planeta mea, nu-i așa? That's what you would think. Așa ați gândit voi. But notice what this text said. Dar observați ce ne spune acest verset. Că el să adune într-unul lucrurile care sunt pe în cer și lucrurile care sunt pe pământ într-una în Hristos. So wait a minute. How is God going to reunite heaven and earth? Cum avea Dumnezeu să reunească cerul cu pământul? The sinful people of earth, oamenii păcătoși de pe pământ, the fallen human race, rasa umană căzută, will be reunited with heaven. Va fi reunită cu cerul. But which, who of the human race? Dar care rasă, cine dintre rasa umană? Those, aceia, who have fully accepted Christ, care l-au acceptat pe deplin pe Hristos, and reflect his character, și au reflectat chipul and have său, his law written on their hearts, și au legea lui scrisă în inimile lor. They will be one. Ei vor fi una. With Christ, cu Hristos, and then one, și apoi una, with heaven, cu cerul, and with holy beings, și cu ființele sfinte. To the point that when Jesus comes back the second time, până într-acolo când Iisus vine pentru a doua oară, to finish their oneness, să își termine desăvârșirea, unitatea, because their character is already reflecting his, pentru că caracterul lor deja îl reflectă pe al lui. To finish their oneness, all he has to do is give them immortality. Pentru a termina, pentru a sfârși această lucrare de unire, tot ce trebuie să facă el este să le dea nemurirea. All he has to do, tot ce trebuie să facă, is change the body. Este să schimbe acest trup. Because the mind, pentru că mintea, has in thoughts and the feelings have already been changed. În gândire și simțire a fost deja schimbată. And the Holy Ghost, și Duhul Sfânt verifies, adeverește that each person that will be with Christ in the new heaven and new earth in oneness, că fiecare persoană care va fi în Hristos în persoană, în una, fiind una,
have obtained to the character of Jesus. Au obținut caracterul lui Isus și sunt vrednici de mântuire. Aceasta este taina. Nu mă credeți? Care este scopul Evangheliei veșnice? Evanghelia veșnică din Apocalipsa 14 este în legătură cu cele șapte trâmbițe și cu taina lui Dumnezeu. Nu mă credeți? Priviți! Priviți următorul lucru. Cu ce am spus că are de a face taina lui Dumnezeu? Cu caracterul care este, care reflectă pe cine? Pe Hristos. Priviți. Deschideți cu mine la Apocalipsa 14, 6 cu 7. Nu vreau să credeți că inventez, vreau să vedeți din Biblie. Pentru că atunci când plecați acasă, nu mă luați și pe mine. Mergeți cu Biblia. Priviți ce spune. Sunteți gata? Biblia spune. Sunteți acolo? Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Opriți-vă aici. Care este scopul Evangheliei veșnice? 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 14. 2 Tesaloniceni, 2 cu 14. Ce spune Biblia? Haideți, mai avem 3 minute. Dacă vă ia mai mult să găsiți, dacă vă mișcați repede, mă mișc și eu repede. Ok, ready? Sunteți gata? Look at the Bible says. Priviți ce spune Biblia. Whereunto he called you by our gospel. Whereby? I'm sorry, whereby? 2 verse. 2 Thessalonians 2:14. Iată la ce v-a chemat el. Our gospel to the obtaining. Prin evanghelia noastră. Of the glory. Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Wait a minute. What's the purpose? Care este scopul? What's the purpose of the gospel? Care este scopul evangheliei? The everlasting gospel. Scopul Evangheliei veșnice? You to keep the Sabbath? Ca să ții sabatul? Just to come to church every week? Doar ca să vii la biserică în fiecare săptămână? Să cânți în cor? Do a little missionary work? Să faci puțină lucrare misionară? Is that the purpose? Acesta este scopul? Is that the ultimate end? Acesta este scopul final? No! Nu! What's the real ultimate end? Care este rezultatul final? That everything you do, ca tot ceea ce faci, that everything you have become, și tot ceea ce ai devenit, is supposed to take you. Trebuie să te ducă to the development of the character of the glory of God. La dezvoltarea caracterului slavei lui Dumnezeu. That's the purpose. Acesta este scopul. That's why he called you out of the world. De aceea te-a chemat afară din lume. Through the gospel he called you out of the world so he can recreate you. Prin evanghelie te-a chemat afară din lume ca să te poată recrea și să te formeze din nou după chipul său. Look, that's the purpose of redemption. Acesta este scopul salvării. When you buy an old car, când cumperi o mașină veche and it's messed up, și este dată peste cap, what's the first thing you think about doing? Care este primul lucru la care te gândești să-l faci dacă chiar vrei să-ți repari mașina? You say, I'm going to salvage it. I'm going to save it. I'm going to fix it up. Spui, o să o salvez, o să o repar. You work on that car, you work on that car. Lucrezi la mașina aia și lucrezi. Put new seats in. Îi pui scaune noi. Fix the dashboard. Repar bordul. Put a new motor inside. Îi pui un nou motor. You check the brakes and the transmission. Verifici frânele și transmisia. The carburetors and the radiator. Carburatorul și radiatorul. You make sure all that the front wheel alignment is correct. Și verifici că direcția volanului e corectă. Then once the inside is right. Și după ce interiorul e în regulă, oil and the transmission fluid is in there, right? După ce uleiul și lichidul de transmisie toate sunt în regulă, then you start the car up, boom, boom, boom. Apoi pornești mașina. You see it's running good. Și vezi că funcționează bine. And it's not until after you fix up the inside and the engine.
și până nu repari interiorul și motorul. Then you go buy some tires right quick. După aceea te duci și cumperi foarte repede niște cauciucuri. Și te asiguri că acele cauciucuri se potrivesc modelului de mașină și că arată bine. Sometimes you even buy some rims to go on. Și uneori cumperi și niște capace să meargă cu acele cauciucuri. After all that. Dar după toate acestea, then you go to a place called a paint job. Apoi te duci la vopsitorie. You pay to get the car painted. Și vopsești mașina. But the paint is the final touch. Dar vopseaua este retușul final. You make sure all the rust is off the car. Te asiguri că totul este în regulă la mașină. There's no more holes in it. You didn't sand it down and bondo it. Te asiguri că nu mai e nicio gaură în mașină. After that, și după aceea, ready for the paint job. Ești gata pentru a duce mașina la vopsit. Car, și pentru că acea mașină, pentru acea mașină este retușul final către nemurire. Place, pentru că atunci când iese mașina de la vopsitorie și vopseaua aceea frumoasă e acolo, începi să zâmbești. You get in the car, you proud. Intri in pick up your wife, your girlfriend. Hey girl. Intri în mașină, ești mândru, ție-i soția sau prietena. Is that the car? Oh yeah, this, you sure? Yeah. Oh, asta yeah. E mașina, ești sigur? Da, da. You're showing off the car. Te mândrești cu mașina. Did you know that that's what God's going to do with us? Știai că acest lucru îl va face Dumnezeu cu noi? He's been working on us. El acum lucrează la noi. He didn't change our characters on the inside. El nu ne schimbă caracterul doar în interior. Refabricated our engines. Ne refabrică motorul nostru. Now, you know, he's got us going. Și acum ne pornește. And he's waiting to see if we're just going to go on and finish so he can finish. He's going to see now if we're going to reflect the character more. Și vrea acum să vadă dacă noi reflectăm și mai mult caracterul său. The way he knows we're going to reflect the character is our engine starts sounding. Vroom, vroom. Felul în care el își dă seama că noi reflectăm caracterul său este că motorul nostru pornește. Dar motorul nostru sunt cuvintele noastre, felul nostru de viață, cum ne purtăm unii cu alții. Și când se vede pe el însuși în noi, then he's ready for the final touch. Atunci este gata pentru retușul final. When Jesus comes, când Iisus vine, we're going to have a paint job. Vom fi vopsiți. It's called immortality. Și asta se numește nemurire. And when it comes, it's going to be happen. What? How are we going to do it? How's it going to happen? Și când va veni, ce se va întâmpla? In a moment. Ne va schimba într-o clipială, într-o bătaie clipială de ochi. Can you twinkle your eye? Puteți clipi? How fast can you twinkle your eye? Cât de repede clipiți? Can you imagine that your change from mortality? Vă puteți imagina că sunteți schimbați din muritori to immortality? În nemurire. Be like a twinkle. Va fi într-o clipeală de ochi. You don't even comprehend that. Nici măcar nu înțelegeți acest lucru. You cannot believe that you'll be standing there. Nu vă va veni să credeți că veți sta acolo. Reflecting the character inwardly. Reflectând caracterul în interior. Looking up at the Son of God. Uitându-vă la Fiul lui Dumnezeu. And while beholding him. Și în timp ce priviți la el. Ești schimbat. And why are you? Și de ce ești schimbat? Pentru că caracterul tău a fost schimbat cu mult înainte. Vă amintiți ce spune Isaia 40:3? Oricine este chemat în numele meu. Isaia 43:7. Pe toți cei ce poartă numele meu. Even everyone is called by my name, for I have created him for my glory. Și pe care am făcut spre slava mea. What is glory? Ce este slava? Caracterul. So you want to know why you're here? Vrei să știți de ce vă aflați aici? Why did God make me? De ce m-a făcut Dumnezeu? Look at my life. Uită-te la viața mea. I don't know what I'm going to do. Nu știu ce voi face. My life is all confused. Viața mea este foarte confuză. Te-ai uitat tu vreodată la cer în mijlocul nopții și ai întrebat: Doamne, de ce m-ai făcut? De ce m-ai pus în familia aceasta? De ce nu am putut fi și eu bogat? De ce trebuie să mă lupt întotdeauna? Asta întrebi. Dar te-ai gândit vreodată
God has an answer? Că Dumnezeu are răspunsul? Or is it that you're so mad at God, you don't want him to answer? Sau ești atât de supărat pe Dumnezeu încât nu mai vrei să afli răspunsul? You want to be justified in being mad at God. Vrei să îți găsești scuză și să fii supărat pe Dumnezeu. You want to be able to say, Lord, if you hadn't made me, I wouldn't be in this mess. Și vrei să spui lui Dumnezeu, dacă nu m-ai fi făcut, nu aș fi fost în această mizerie. Dar Dumnezeu are răspunsul. Why did I make you? De ce te-am făcut? I made you to reflect my glory. Te-am făcut ca să reflecți slava mea. That's why. De aceea te-am făcut. I made you to learn to fall in love with me. Te-am făcut ca să te îndrăgostești de mine. I made you to behold me to the point you will adore me so much you will want to be like me. Te-am făcut ca să privești la mine atât de mult încât să îți dorești să fii ca mine. I made you. Eu te-am făcut. I put you in this world. Te-am pus în această lume. So you might understand your high destiny of life. Ca să-ți poți înțelege destinul măreț din această viață. Your destiny is not to be on the streets and become a weed head or a crackhead. Și destinul tău nu este să fii pe străzi și să fii un drogat. Your destiny is not to sell your body to the highest bidder. Și nu este să-ți vinzi trupul celui rău. Your destiny is not to become a drunk or an alcoholic. Și nu este să devii un bețiv sau un alcoolic. Your destiny is not to walk around smoking methane. Destinul tău nu este să fumezi metamină. Your destiny. Destinul tău is to become like me. Este să devii ca mine. You will only come like me. Și vei deveni ca mine. When you behold me. Doar când vei privi la mine. And you behold my character. Și vei privi la caracterul meu. Don't just read my word. Nu citi doar cuvintele mele. But study my life. Ci studiază viața mea. And in studying my life, you will be changed. Și studiind viața mea, vei fi schimbat. My spirit will come upon you. Duhul meu va veni asupra ta. And your mind will be changed. Și mintea ta va fi schimbată. Your will will change. Voința ta se va schimba. Your choices in life will change. Alegerile tale în viață se vor schimba. You will desire something more. Îți vei dori mai mult. Something greater. Ceva mai măreț. Something more noble in life. Ceva mai nobil în viață. No career. Fără nicio carieră. Can take the place of your desire to serve me. Nu poate lua locul dorinței de a-mi sluji mie. I will become the highest joy of your expectations. Eu voi fi cea mai mare bucurie a ta. And as you serve me, și în timp ce îmi slujești, I will not leave you. Eu nu te voi părăsi. I will not fail you. Nu te voi părăsi. I will never, ever forsake you. Și niciodată nu te voi lăsa singur. That's what he said. Asta ne spune el. That's his desire. Asta este dorința lui. Because in Colossians 1:26. În Coloseni 1:26. Ultimul text. Colossians 1:26. Coloseni 1:26. Vreau să vedeți. Are you there? Sunteți acolo? Pick up, like I said, pick up the rest in the morning. Ne vom ocupa de restul dimineață. The Bible says. Biblia ne spune. Even the mystery. Vreau să zic, taina ținută ascunsă which have been hid from ages past, din veșnicii și din veșnicii and from generation, și în toate viacurile, but now is made manifest to his saints, dar descoperită acum sfinților lui, to whom God would make known, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia, riches of the glory of this mystery, tainei acesteia among Gentiles, între neamuri, which is Christ in you, și anume Hristos în voi, the hope of glory, nădejdea slavei. What's the mystery? Care este taina? Christ in you, Hristos în voi, the hope of glory, nădejdea slavei. Now we said the ultimate purpose of the everlasting gospel was to obtain to the glory of God. Am spus că scopul final al Evangheliei veșnice este să fim ca Dumnezeu. But glory deals with character. Dar slava are de a face cu caracterul. What does the first angel's message say? Ce spune prima solie îngerească? Fear God. Temeți-vă de Dumnezeu. And do what? Și ce? Give glory to him. Dați-i slavă. What is glory? Ce este slava? Character. Caracterul. But God's character deals with his name. Dar caracterul lui Dumnezeu are de a face și name cu numele Său. Two things. What are they? Și numele lui Dumnezeu are două lucruri. Care sunt character acestea? Caracterul și legea. So to have to give glory to God?
Și pentru a-i da glorie, slavă lui Dumnezeu, ar însemna să luăm caracterul lui Dumnezeu, lui Iisus, și să ținem legea sa. Și ținând legea sa, ești în procesul de a ține sabatul. Și în sabat, în porunca sabatului, din cauza că ai caracterul său și legea sa și sabatul său, Dumnezeu va pune asupra ta sigiliul său. Sunteți cu mine? Amintiți-vă. Nu poți ține sabatul dacă nu ai neprihănirea lui Hristos. Și nu poți avea neprihănirea lui Hristos dacă nu îl accepți pe Iisus și apoi te decizi că vrei ca mintea sa, voința sa și gândirea sa în viața ta. Dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă nu este o predare completă a voinței, a voii și o schimbare a caracterului, schimbarea caracterului niciodată nu poate fi înfăptuită. Vă amintiți de o cărticică numită Calea către Hristos? Cu capitolul care se referă la consacrare? Ni se spune, întreaga inimă trebuie să fie predată lui Dumnezeu. Sau schimbarea. Care schimbare? Sau schimbarea caracterului pentru a reflecta chipul lui Dumnezeu nu va putea fi înfăptuită niciodată. Deci trebuie să-i predăm totul. Dacă vrem nemurirea. Dacă vrem într-adevăr să reflectăm caracterul său. Dar aceasta este taină. Hristos în voi. Hristos în mine. Nădejdea slavei. Unde cerul și pământul, lucrurile din cer și lucrurile de pe pământ sunt aduse într-una, în una, in Christ, în Hristos. Those on earth that will take on the character and his law, cei de pe pământ vor lua asupra lor caracterul și legea sa, in the love of God, în dragostea lui Dumnezeu, they will become one, ei vor deveni una, with the unfallen worlds, cu lumile necăzute, with holy angels, cu sfinții îngeri, and they will be called sons and daughters of God, și ei vor fi numiți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Thus heaven and earth, astfel cerul și pământul vor fi una și vom vedea pe Dumnezeu făcând un nou cer și un nou pământ cu toți în el, cu toți din el sunt una, cu întregul univers care niciodată nu a căzut. Apoi va fi din nou un măreț ritm al armoniei în tot universul. Lupta se va încheia. Marea luptă se va încheia. Și acum Dumnezeu va lua veșnicia împreună cu rasa umană acolo unde au rămas. Now he would, then he will show us then. Doar atunci ne va arăta wonders of his universe. Minunile universului. And you'll wing your way to worlds afar. Și veți zbura către lumile de departe. Reflecting the glory of the Lord Jesus Christ. Reflectând slava lui Iisus Hristos. And telling unfallen worlds. Și spunând lumilor necăzute. The story of redemption. Povestea mântuirii. How good. How wonderful. Și cât de bun și cât de minunat. How majestic and merciful. Cât de majestic și milostiv Iisus a fost. To save you. Pentru a te salva. And to give you the privilege to share the good news of redemption. Și pentru a-ți da privilegiul de a împărtăși vestea bună a răscumpărării lumilor. Beings. Ființelor. That never fall. Care niciodată nu au căzut. You can't even fathom that. Nici nu puteți visa la asta. These are just some of the glimpses. Dar acestea sunt doar câteva raze
unfettered by mortality. Plin de nemurire. You will go, you will wing your ways to worlds afar. Veți zbura către lumile de departe. With glorious immortality. Cu glorioasa nemurire. Only God knows. Doar Dumnezeu știe. Let's have a word of prayer. Să ne rugăm din nou. Tată din ceruri, we thank you for the mystery of God. Îți mulțumim pentru taina lui Dumnezeu. We realize that you want us to have that mystery in our lives. Ne dăm seama că vrei ca tu să experimentăm această taină în viața noastră. Îți mulțumim că ne-ai descoperit că este marea ta voință ca să înțelegem scopul existenței noastre. Și că noi am fost creați ca să fim o reflectare a slavei tale. Doamne, noi luăm idoli și imaginea acestei lumi. Ajută-ne să ne întoarcem de la ei și să privim la iubirea lui Iisus și să preluăm viața lui, să reflectăm caracterul lui. Like he would talk or act or think. Să vorbim, să acționăm și să gândim la fel cum el ar acționa, ar vorbi și ar gândi. Ajută-ne să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu. And as we behold the wonderful things in your word. Și în timp ce privim la lucrurile minunate din cuvântul tău. Greatness of thy law. Și la măreția legii tale. And the greatness of thy love. Și la măreția dragostei tale. Truly become changed by beholding. Să fim cu adevărat schimbați privind. That we be changed from glory to glory. Să fim schimbați din slavă în slavă. Even into the image of our Lord Jesus Christ. După chipul Domnului nostru Iisus Hristos. That the mystery of God can be finished. Ca taina lui Dumnezeu să se poată încheia. Și când cea de-a șaptea trâmbiță nu va mai suna. Când își va încheia sunetul, then Jesus will come. Atunci Iisus va veni. Pentru că El se vede pe El în poporul Său. Îți mulțumim pentru aceasta în numele lui Iisus și de dragul Lui. Amen. Amin.